Napoleon Bonaparte, cunoscut și sub numele de Napoleon I, a fost un lider militar și împărat francez care a cucerit o mare parte din Europa la începutul secolului al XIX-lea. Născut pe insula Corsica în 1769, Napoleon a urcat rapid în rândurile armate în timpul Revoluției franceze. După ce a preluat puterea politică în Franța, Printr-o lovitură de stat din 1799, s-a încoronat împărat în 1804. Înțelept, ambițios și un strateg militar priceput, Napoleon a purtat cu succes războaie împotriva diferitelor coaliții de națiuni europene și și-a extins Imperiul. Cu toate acestea, după o dezastroasă invazie franceză a Rusiei în 1812. Napoleon a abdicat de la tron doi ani mai târziu și a fost exilat pe insula Elba. În 1815 s-a întors pentru un scurt timp la putere în Campania sa pentru 100 de zile. După o înfrângere zdrobitoare în bătălia de la Waterloo, a abdicat încă o dată și a fost exilat pe îndepărtata insulă Sfânta Elena, unde a murit la vârsta de 51 de ani. Ascensiunea la putere în 1792, guvernul revoluționar al Franței a fost implicat în conflicte militare cu diferite națiuni europene. În 1796, Napoleon a comandat o armată franceză care a învins armatele mai mari ale Austriei, unul dintre principalii rivali ai țării sale, într-o serie de bătălii în Italia. În 1797, Franța și Austria au semnat Tratatul de la Campo Formio, în urma cărei au rezultat câștiguri teritoriale pentru francezi. În anul următor, directoratul, grupul de cinci persoane care guvernase Franța din 1795, s-a oferit să-l lase pe Napoleon să conducă o invazie a Angliei. Napoleon a stabilit că forțele navale ale Franței nu erau încă pregătite să se înfrunte împotriva marinei regale britanice superioare. În schimb, el a propus o invazie a Egiptului într-un efort de a elimina rutele comerciale britanice cu India. Trupele lui Napoleon au obținut o victorie împotriva conducătorilor militare a Egiptului, Mameluci, la bătălia de la piramide din iulie 1798. În curând însă, forțele sale au rămas blocate după ce flota sa navală a fost aproape decimată de britanici la bătălia de la Nil din august 1798. La începutul lui 1799, armata lui Napoleon a lansat o invazie a Siriei conduse de Imperiul Otoman, care s-a încheiat cu un asediu eșuat. În acea vară, cu situația politică din Franța marcată de incertitudini, mereu ambițiosul și vicleanul Napoleon a optat să-și abandoneze armata în Egipt și să se întoarcă în Franța. Lovitura din 18 noiembrie în noiembrie 1799, într-un eveniment cunoscut sub numele de lovitura de stat din 18 noiembrie, Napoleon a făcut parte dintr-un grup care a răsturnat cu succes directoratul francez. Directoratul a fost înlocuit cu un consulat de trei membri, iar Napoleon a devenit primul consul, făcându-l principalul personaj politic al Franței. În iunie 1800, la bătălia de la Marengo din nordul Italiei, forțele lui Napoleon au învins unul dintre dușmanii dintotdeauna ai franței, austrieci și a alungat din Italia. Victoria a ajutat la consolidarea puterii lui Napoleon ca prin consul. În plus, prin tratatul de la Amiens din 1802, Britanicii au fost de acord cu pacea cu francezii. Domnia lui Napoleon Bonaparte Napoleon a lucrat pentru a reface stabilitatea Franței post-revoluționare. El a centralizat guvernul, a instituit reforme în domenii precum banca și educația, a susținut știința și artele și a căutat să îmbunătățească relațiile dintre regimul său și papă. Napoleon a insistat asupra codificării dreptului. Codul napoleonic avea să devină una dintre marile realizări ale regimului său. Implementată nu numai în Franța, ci și în țările Europei ocupate de armatele franceze. Noul cod a impus Franței un sistem uniform de justiție, a cerut egalitate în fața legii. Un lucru care a reflectat egalitatea în fața legii în regimul napoleonian a fost faptul că nimeni nu va fi scutit de taxe. Toți cetățenii francezi urmau să suporte acum poverile financiare ale statului. Libertatea de religie a fost garantată prin noua Constituție. Protestanții ar putea să-și practice religia, iar Napoleon a luat măsuri pentru a emancipa pe evrei. Acest lucru fusese făcut inițial în timpul Revoluției însăși, în prima Constituție. Napoleon avea să facă însă pași suplimentari în această direcție. Noua Constituție a cerut și libertatea profesiei. Acest lucru nu sună foarte revoluționar, dar a fost a dat lovitura finală de moarte vechilor brezle și a fost o plecăciune față de noile forțe ale capitalismului comercial și industrializării din Franța. După un deceniu în care relațiile dintre diversii revoluționari francezi și biserica au fost încordate, Napoleon era hotărât să restabilească bunele relații cu papalitatea, să readucă biserica în curentul principal al vieții politice franceze. În 1801 a semnat un concordat cu Vaticanul, cu Pius al VII-lea, în care regimul napoleonian a recunoscut catolicismul drept religia majorității francezilor. Războaiele napoleoniene din 1803 până în 1815, Franța a fost angajată în războaiele napoleoniene, o serie de conflicte majore cu diferite coaliții de națiuni europene. În 1803, parțial ca mijloc de a strânge fonduri pentru războaie viitoare, Napoleon a vândut teritoriul Louisiana al Franței din America de Nord, noi Statele Unite ale Americii independente, pentru 15 milioane de dolari. În octombrie 1805, britanicii au distrus flota lui Napoleon în bătălia de la Trafalgar. Cu toate acestea, în decembrie a acelui an, Napoleon a obținut ceea ce este considerat a fi una dintre cele mai mari victorii ale sale în Bătălia de la Osterlitz, în care armata sa i-a învins pe austrieci și ruși. Victoria a avut ca rezultat dizolvarea sfântului Imperiu Roman și crearea Confederației Rinului. Începând cu 1806, Napoleon a căutat să ducă un război economic pe scară largă împotriva Marii Britanii prin instituirea așa numitului sistem continental de blocade ale porturilor europene împotriva comerțului britanic. În 1807, după înfrângerea rușilor de către Napoleon la Friedland din Prusia, Alexandru I a fost nevoit să semneze un acord de pace, și anume tratatul de la Tilsit. În 1809, francezii au învins pe austrieci în bătălia de la Wagram, rezultând în continuare câștiguri pentru Napoleon. Căderea lui Napoleon În 1810, Rusia s-a retras din sistemul continental. Ca răzbunare, Napoleon a condus o armată masivă în Rusia în vara lui 1812. În loc să-i angajeze pe francezi într-o luptă pe scară largă, rușii au adoptat o strategie de retragere ori de câte ori forțele lui Napoleon încercau să atace. Drept urmare, trupele lui Napoleon au pășit mai adânc în Rusia, în ciuda faptului că nu erau pregătite pentru o campanie prelungită. În septembrie, ambele părți au suferit pierderi grele în bătălia indecisă de la Borodino. Forțele lui Napoleon au mers la Moscova doar pentru a descoperi că aproape întreaga populație a fost evacuată. Rușii care se retrăgeau au incendiat orașul în efortul de a priva trupele inamice de provizii. După ce a așteptat o lună o capitulare care nu a venit niciodată, Napoleon, confruntat cu debutul iernii rusești, a fost nevoit să ordone armatei sale înfometate și epuizate să plece din Moscova. În timpul retragerii dezastroase, armata sa a suferit hărțuirea continuă din partea unei armate rusești, brusc agresivă și fără milă. Dintre cei 600.000 de soldați ai lui Napoleon care au început campania, doar aproximativ 100 de mii s-au mai întors din Rusia. Odată cu catastrofala invazie rusă, forțele franceze au fost angajate în războiul peninsular, care a avut ca rezultat alungarea francezilor din peninsula iberică. Această pierdere a fost urmată în 1813 de bătălia de la Leipzig, cunoscută și sub numele de Bătălia Națiunilor, în care forțele lui Napoleon au fost înfrânte de o coaliție care includea trupe austriece, prusace, ruse și suedeze. Napoleon s-a retras apoi în Franța, iar în martie 1814 forțele coaliției au capturat Parisul. La 6 aprilie 1814, la vârsta de doar 45 de ani, Napoleon a fost nevoit să abdice de la tronul Franței, iar odată cu tratatul de la Fontainebleau, a fost exilat în Elba, o insulă mediteraneană de lângă coasta Italiei. Campania de 100 de zile. La 26 februarie 1815, după mai puțin de un an de exil, Napoleon a scăpat de pe insula Elba și a navigat pe continentul francez cu un grup de peste 1000 de susținători. Pe 20 martie s-a întors la Paris, unde a fost întâmpinat cu bucurie de mulțimile de francezi. Noul rege, Ludovic al XVIII-lea, a fugit, iar Napoleon a început ceea ce a devenit cunoscut sub numele de campania de 100 de zile. La întoarcerea lui Napoleon în Franța, o coaliție de aliați formată din austrieci, britanici, prusaci și ruși a început să se pregătească pentru război. Napoleon a adunat o nouă armată și a plănuit să lovească strategic, învingând forțele aliate una câte una, Înainte ca acestea să poată lansa un atac unit împotriva lui, în iunie 1815 forțele sale au invadat Belgia, unde erau staționate trupe britanice și prusace. Pe 16 iunie, trupele lui Napoleon i-au învins pe prusaci în bătălia de la Ligny. Cu toate acestea, două zile mai târziu, pe 11 iunie, la bătălia de la Waterloo, lângă Bruxelles, francezii au fost drobiți de britanici cu ajutorul prusacilor. La 22 iunie 1815, Napoleon a fost din nou obligat să abdice. În octombrie 1815, Napoleon a fost exilat pe insula Sfânta Elena în Oceanul Atlantic de Sud. A murit acolo pe 5 mai 1821, la vârsta de 51 de ani. Nu-ți întrerupe niciodată inamicul când face o greșeală. Singura modalitate de a conduce oamenii este să le arăți un viitor. Un lider este un vânzător de speranțe. Invidia este o declarație de inferioritate. Motivul pentru care majoritatea oamenilor eșuează în loc să reușească este că schimbă ceea ce își doresc cel mai mult cu ceea ce își doresc în acest moment. Dacă vrei să ai succes în lume, promite totul, dar nu oferi nimic.